Bună ziua, domnule Florin Ștefan Vasile, candidat la sectorul 3 al Capitalei. Aș spune, de la bun început, un candidat surpriză. S-au vehiculat alte nume inițial, poate mai notorii decât dumneavoastră și totuși, iată, ați câștigat această selecție internă și sunteți astăzi principalul sau unul din cei mai importanți contracandidați ai primarului în funcție, domnul Negoiță. Cum arată până acum, din postura dumneavoastră, această campanie? Cum vedeți șansele dumneavoastră? Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Este foarte adevărat că am reprezentat o surpriză pentru Partidul Național Liberal, fiindcă nu am fost un om politic până în prezent. Am intrat de foarte curând în Partidul Național Liberal, dar mă reprezintă valorile dreptei. Cred că principala mea șansă de a fi selectat a fost experiența în administrație și rolul pe care l-am jucat în comunitatea sectorului 3 timp de 15 ani, punându-mă amprenta pe un domeniu extrem de sensibil, cel al protecției sociale, și am putut dezvolta în acest timp foarte multe proiecte benefice comunității, creând în special locuri de muncă. Iar de la începutul campaniei până în prezent, opinia mea este că suntem pe un trend ascendent. Creștem ușor, dar sigur, cu proiecte și cu soluții viabile. Eu n-am niciodată, nu pot să vin în fața oamenilor să rezmul promisiuni și voturi doar din populism, ci efectiv ceea ce pot și pot duce eu ca persoană și ulterior cu echipa mea să pot construi, fac și nu promit. Ați spus mai devreme, creștem ușor, dar sigur. Este o campanie atipică în care nu doar dumneavoastră, ci mai toți candidații au fost lansați foarte târziu. S-au vehiculat poate alte nume, s-au tot ținut așa în bloc starturi, nominalizările. Credeți că acest lucru a fost totuși un handicap pentru oameni care nu aveau aceeași notorietate ca primari în funcție, de exemplu? Fără doar și poate. Pentru mine ca persoană, da, l-am resimțit. Însă asta nu înseamnă că cu o echipă pe care o am de oameni de valoare, oameni bine pregătiți și cu resurse nu tocmai foarte mari, dar cu oameni de calitate, pot avea un program coerent și credem că la nivelul sectorului 3 vom reprezenta o surpriză pentru Capitala, în primul rând, și cred că voi atinge și mă voi regăsi alături de scorul pe care Partidul Național Liberal îl are în prezent. Înainte de a trece la discuții legate și de proiecte și de o viziune pe care sunt convins că o aveți asupra sectorului de dezvoltare viitoare, și mai clarifica o situație. Cum simțiți în momentul de față susținerea PNL-ului față de dumneavoastră, atâta vreme cât la momentul nominalizării o parte din membrii PNL-ului vorbeau inclusiv de un blat pe care conducerea l-ar fi făcut punându-vă pe dumneavoastră și nu pe altcineva candidat. Astăzi simțiți o susținere unitară din partea partidului? Aș vrea să încep de la începutul. Firește că atunci când s-a creat USL-ul, s-au creat anumite proiecte comune pe care atât PSD-ul cât și PNL-ul actual le-au susținut. Este foarte greu ca după 4 ani de zile, după niște proiecte și o susținere tacită în cadrul Consiliului Local, acum să adopți o altă poziție. Însă eu sunt convins că și am în prezent alături de mine filiala Sector 3, care încearcă să-și contureze o viziune alături de a mea, a candidatului, o viziune comună, atât ca și program, cât și ca structură, ca și forma a parteneriatului pe care îl propun cu societatea civilă, și nutresc speranța că cu ajutorul și cu sprijinul filialei Sector 3, care este în prezent un număr de 2000 de membri, putem da un rezultat bun și o notă bine Capitale. Înțeleg. Haideți să ne focusăm un pic pe lupta directă cu principalul contracandidat de la sector, primarul în funcție, domnul Negoiță. Am văzut că aveți o campanie destul de, nu neapărat agresivă, dar pregnantă, vizibilă, cu mișcări de stradă, cu mini-meeting-uri, să le spunem. Intenționați să țineți acest ritm până la sfârșit, practic arătând sau dorind să arătați locuitorilor sectorului și partea rea a celui care, iată, astăzi stă atât de bine în sondaje, în raport cu dumneavoastră? Sunt convins că stă în sondaje atâta timp cât sondajele sunt făcute de case apropiate PSD-ului. În opinia mea, actualul primar nu stă atât de bine în sondaje. Un ultim sondaj pe care primarul în funcție l-a făcut la sfârșitul anului trecut
releva undeva un procent de 45-41, nici de cum 75%, cum iese în presă. Este un avantaj pentru noi și ne determină să gândim niște programe și să ne facem o campanie mult mai bine structurată și mult mai bine fundamentată. Este adevărat, conduce detașat în pole position, însă eu am experiența de administrație pe care dânsul nu o are sau pe care nu și-a putut-o transfera din mediul privat în cel al administrației. Cunosc oamenii, cunosc mecanismele, cunosc vulnerabilitățile actualului primar și atunci avem șansa pe aceste vulnerabilități să ne construim un proiect frumos pentru cetățeni, o administrație pentru oameni și nu pentru sectorul 3. Deci să ne focusăm un pic și pe primărie și pe ceea ce aveți dumneavoastră de gând să faceți dacă veți ajunge acolo. Și întrebam, în primul rând, locuiți în sectorul 3? Sigur. Sunteți din locuitor zona al sectorului 3. Probabil că asta vă ajută în a avea o radiografie mai bună a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă acolo. Să facem un exercițiu de imaginație așa. Să presupunem că mâine ați ajunge primarul sectorului, ați câștigat lupta electorală și ar trebui să luați o măsură, prima, în sector. Care ar fi aceea? Sigur o să-mi spuneți că sunt multe de făcut, dar primul lucru pe care l-ați face ca primarul sectorului 3. În primul rând aș pune un accent deosebit pe educație, fiindcă educația, în opinia mea, reprezintă baza și de dezvoltare a unei societăți normale și într-o societate modernă în care ne îndreptăm. Și aici nu pot decât să vă informez că actualul primar a închis 3 unități de învățământ care le-a schimbat destinația. Și atunci primul pas pe care o să-l fac este de redeschidere și de redarea acestor unități educative comunității. Avem, în primul rând, suntem sectorul cel mai mare, populația cea mai mare din capitală, cu un număr foarte mare de copii, iar în 4 ani de zile actualul primar n-a putut dezvolta o grădiniță, o creșă și avem populația cu cei mai mulți copii nou născuți care vin din urmă și care au nevoie de acces la educație. În al doilea rând, avem foarte mulți copii, în jur de 1.000-1.500 de copii care nu sunt școlarizați din cartierul 23 August, care provin din familii dezorganizate sau care nu au un statut social bine definit, care trăiesc în niște condiții improprii și atunci principala mea preocupare este să le asigur acestor copii un acces la educație, fiindcă este garantat de Constituție în primul rând, dar și niște condiții de viață decente. Degeaba îl înscrii dacă ulterior el se întoarce acasă și așteaptă să se aprindă lumina de pe stradă să-și poate face temele. În primul rând, condiții decente pentru aceste persoane, să disparitățile să nu mai existe între aceste categorii și pături sociale și accesul, prevenirea abandonului. Sunt foarte mulți copii care, deși merg la școală, nu au cele trebuiesc când se întorc acasă. Și atunci voi pune accent pe dezvoltarea acestei componente esențiale pentru mine, pentru un sector frumos. Ce buget are primăria sectorului 3? În prezent, bugetul primăriei se ridică la suma de 250 de milioane de euro, iar acest buget ar trebui să fie direcționat către nevoile comunității, nu către stau urma programul. Să vă întreb dacă știți cum se cheltuiesc în prezent, așa aproximativ, procentual, acești bani, către ce pleacă ei cu preponderență și ce viziune aveți dumneavoastră de redirecționarea lor. Păi, din păcate, este foarte vizibilă intervenția actualului primar în comunitate. În afară de reabilitări de blocuri care sunt benefice, dar iarăși aici îmi permit să informez locuitorii sectorului 3, din 2000 de blocuri câte a dorit să anvelopeze gratuit, promițând oamenilor că le va termina în primul mandat, nu a făcut decât 404 blocuri, 261 sunt acum în lucru, deci nici măcar la jumătate nu a putut să țină promisiunea. Ori tocmai aici eu vreau să intervin, nu vreau să promit oamenilor, ci doresc să construiesc o echipă frumoasă, lucruri fundamentate pe niște proiecte reale, viabile. Deci majoritatea banilor se alocă pe anvelopări, pe infrastructură, după cum putem vedea cu toții, s-a dezvoltat foarte mult pe partea de borduri și într-un sens și într-un ritm pe care nu îl înțelegem, fiindcă noi ca cetățeni nu avem nevoie sau taxele și impozitele pe care noi le plătim nu se duc în aceste lucruri de infrastructură, ci trebuie să se ducă în niște proiecte de dezvoltare unitară
de unde să vină și banii înapoi. A mai fost un primar care a avut mania aborturilor și teoretic acum decontează lucrul ăsta, a fost un tabăr al liberalilor, să spunem așa. Da, cunosc acest aspect, însă nu îl întrece pe acesta. Acesta nu a făcut decât să dezvolte și să, pe vechile borduri, să construiască altele noi, deci bani irosiți. Iar lucrul cel mai grav este că actualul primar a intervenit pe niște artere ce aparțin municipalității și nici de cum sectorului 3. Și atunci banii, în opinia mea, sunt cheltuiți odată irresponsabil și, în al doilea rând, ilegal. Ați vorbit despre educație ca fiind probabil prima prioritate a potențialului mandat al dumneavoastră la primăria sectorului. Mai spuneți-ne tot așa legat de infrastructură. Am înțeles că este o altă prioritate, vorbeați înainte să intrăm în interviu. Totuși, infrastructura este cea mai costisitoare și până la urmă lucrurile acestea nu cred că se pot acoperi nici din acel buget generos de care dumneavoastră vorbeați. Destul de mare totuși, 250 de milioane. Ce soluții alternative ar fi totuși pentru făcut o infrastructură în sector și până la urmă de ce nu și în București, altfel decât pe banii contribuabililor și acestui buget de care vorbeam? Vorbeam de o gândire judicioasă legată de acest proiect. În primul rând, avem la nivelul sectorului 3 78 de artere mari ce aparțin capitale și 750 de alei secundare între blocuri. Aici nu s-a intervenit absolut deloc. Ori omul când pleacă dimineața acasă, când se întoarce, intră pe aceste alei din prejurul blocurilor. 650 din aceste alei sunt în stare deplorabilă. Eu mă voi îndrepta către acest pentru refacerea acestor alei, pentru a crea o condiție decentă. Și ulterior voi dezvolta zona de centru pe infrastructură mare împreună cu capitala, unde de altfel nici nu poți interveni decât cu avizul capitalei. În al doilea rând, ceea ce privește infrastructura, proiectul meu se bază în primul rând pe intervenția de la periferia sectorului pornind către centru. Adică din acele zone avem în prezent în jur de 15 străzi, lunga bisericii, lunga dealului, din proximitatea cartierului Prevederii, care nu sunt asfaltate și nu au nici în prezent proiecte privind aducțiunea de apă canal. Nu știu, cunosc proiecte de dezvoltare urbană, adică s-au dat aprobări pentru diverse blocuri de P+6, P+7 nivele, care nu au nici măcar racorduri minime la rețeaua stradală, ceea ce, în opinia mea, este de neacceptat. Aici voi interveni și voi dispune măsuri nu neapărat de control, ci de remediere și de punere în legalitatea acestor lucrări. În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, mă refer aici și la parcări, suntem un sector care are foarte multe nevoi pe acest segment și atunci voi pune accent ca fiecare petic identificat de pământ care poate fi fructificat, împreună cu arhitectul sectorului, voi identifica posibilități de dezvoltare a celor parcări claus, de tip claus, pe un petic. Adică pe o bucată foarte puțină, foarte mică de teren să putem să creăm în plus 10, 12, 25 de locuri, 30 în funcție de teren și de nevoia identificată la blocul respectiv. Iar o altă componentă foarte importantă pentru reducerea costurilor... Vă întreb că aș vrea să detaliem pentru cei care nu știu ce înseamnă acest tip de parcare claus. Spuneți că este ceva pe înălțime. Este acea parcare, da, unde persoana o poate accesa, primăria e investiție integrală a primăriei, iar într-o asociere cu o societate care poate administra corect și judicios aceste parcări, sau de ce nu administrația de bloc, persoanele să își poată parca mașina în condiții extrem decente și de siguranță maximă. Mă refer la aceste tipuri de parcări doar în acele zone în care ne permite infrastructura să ne dezvoltăm și să putem să modificăm traficul rutier, dar cu aprobarea autorității de la capitală care reglementează acest lucru, respectiv Comisia Tehnică de Circulație. Nu, vă spun asta că oricum vorbim de un sector unde problema parcării este mult mai mică comparativ cu alte locuri în București. Nicăieri nu sunt suficiente locurile de parcare, dar sectorul 3 stă totuși un pic mai bine față de altele unde e jale, să spunem așa. Da, dar chiar și așa, în ultimul timp nu au fost dezvoltate în afară de Bulevardul Unirii, care este extrem de generos, dar care este o arteră care aparține în integralitate municipalității și unde, din păcate, s-au investit peste 20 de milioane de euro într-o infrastructură care nu aparține sectorului 3 și cu acești bani se puteau dezvolta foarte multe proiecte
beneficii comunității, mă refer la politici sociomedicale, la locuințe sociale. Ori, în opinia mea, trebuie dezvoltat și trebuie pus un accent deosebit pe nevoia cetățeanului, nu pe ceea ce dorim noi ca administrație și ca mod de gândire al nostru. Ați vorbit un pic mai devreme de proiecte și de lucruri făcute unitar. Asta presupune o cooptare în aceste proiecte și a primăriei capitalei. Să presupunem că dumneavoastră veți câștiga mandatul la sectorul 3, însă Partidul Național Liberal nu va reuși să ia primăria capitalei. Considerați acest lucru un impediment și cum credeți că s-ar putea lucra în continuare cu un primar, să spunem PSD sau de altă coloratură politică, atâta vreme cât viziunea este antagonică? Nu cred că pot lua în calcul o asemenea soluție. Cred că, cu convingere, actualul candidat la primărie, Ludovic Orban, are experiența și forța necesară, experiența în administrație, mă refer, de a gestiona și de a putea confirma acest lucru. Și cred că doar cu o echipă unitară la cele 6 sectoare și împreună cu capitala putem duce proiectele noastre unitare la bun sfârșit. Într-o viziune negativă și dacă luăm un calcul pesimist și avem un alt primar de la o altă formațiune, eu cred că rolul fiecărui primar este acela de a media și de a găsi întotdeauna căile pentru a găsi soluții indiferent de formațiunea politică aflată la cârma unei instituții. Avem un rol de mediator. Și cred că tot ceea ce facem, demersul nostru este benefic comunității, nu al nostru personal. S-a atins un pic mai devreme câteva subiecte legate de prostul management al actualului primar, să-i spunem așa. Dacă ar fi să alegeți un singur lucru, ce ați reproșa cel mai tare primarului Negoiță? Ce neîmplinire, ce abuz, ce lucru pe care credeți dumneavoastră că nu l-a făcut, îl ați reproșa public astăzi? Dacă îmi permiteți să mă refer la strategia de campanie, fiindcă ați spus că e o strategie negativă, este o strategie care dorește să aducă în cunoștința opiniei publice lucruri reale, lucruri care, din păcate, nu le-a fost adus la cunoștință până în prezent. Și atunci este datoria mea, ca și candidat al Partidului Național Liberal, să informez opinia publică cu privire la aceste proiecte și la proasta gestionare a acestor lucruri. Nu pot să le structurez sau să le evidențiez într-un clasament. Însă aș începe cu Bulevardul Unirii, unde s-au investit foarte mulți bani într-o arteră ce nu aparține sectorului. Un primar responsabil, dacă ar fi primit de la Curtea de Conturi, cum s-a și întâmplat, o atenționare să se retragă de pe acea arteră și să se impute banii. Eu cred că un primar responsabil ar fi renunțat la proiect și și-ar fi canalizat resursele financiare către lucruri mult mai sustenabile. Spre exemplu, ar fi putut dezvolta un parteneriat, fiindcă avem în sectorul 3 un teren de 5 ani de zile dat autorității administrative teritoriale sectorului 3 de 7,2 hectare, unde se puteau face demersuri de începere a unui proiect de dezvoltare a unui spital generalist. Suntem singurul sector care nu avem un asemenea spital la nivelul sectorului și chiar se impune. De ce? Fiindcă sectorul 3, la numărul de locuitori pe care îl avem, la 468.000, avem o populație față de celelalte sectoare îmbătrânită, respectiv 100.000 de persoane și aproximativ 50.000-60.000 de tineri. Ori, ca primar, m-aș fi îndreptat către rezolvarea acestor servicii pentru aceste persoane care aveau nevoie de aceste servicii și ulterior mi-aș fi îndreptat atenția către lucrările de infrastructură mare. Înțeleg. Haideți să vorbim un pic și despre persoana dumneavoastră dincolo de mediul politic. Poate ne spuneți câteva cuvinte despre familia noastră. Familia mea am construit-o foarte greu, fiindcă lucrez din 90 în administrație, de 15 ani în sectorul 3 și atunci n-am avut șansa să-mi constituie o familie așa cum mi-o doream de foarte tânăr. Mi-am constituit-o foarte târziu, dar atunci când a venit și mi-a dat Dumnezeu să am o familie pe care mi-o doream de foarte mult timp, consider că sunt o persoană împlinită. Am 2 copii, Să un trăiască. băiat, mulțumesc frumos, un băiat de 8 ani, David Alexandru, și o fetiță de 4 ani, Maria Alexandra.
Am o soție care, în opinia mea, este liantul și ajutorul de care aveam nevoie pentru a duce acest proiect la bun sfârșit. Este foarte greu să pleci dimineața, să vii seara și să nu poți decât a doua zi să-ți vezi copiii, cel mult pe cel mare, să-l duci la școală, să porți o discuție în mașină de câteva zeci de minute până îl lași la școală și lucrul acesta se repetă de ceva timp. Soția lucrează tot în domeniu, lucrează ca șef serviciu adopții la sectorul 5, aproape de administrație, este o persoană dedicată și împreună cu ea încercăm, atât cât ne permitem, să ajutăm, nu atât cât când suntem într-un asemenea proces electoral, dar în afara acestui lucru, să ajutăm cât mai multe familii să le susținem să treacă, spre exemplu, rechizite, alimente, îmbrăcăminte, să treacă peste nevoile pe care au de zi cu zi. Ce părere au membrii familiei noastre, cei care înțeleg cel puțin acest demers, despre această candidatură, mai ales în eventualitatea în care veți ajunge primar și asta pănuiesc că va mânca o bună parte din timpul noastră liber alocat astăzi familiei? Sincer, îmi iubesc foarte mult familia și am un rol determinant în ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Știu că va fi greu, însă sunt un om foarte bine organizat și îmi structurez extrem de bine program ca să pot să am timp, să aloc o parte din timp familiei, fiindcă copiii sunt la vârstă foarte mică și au nevoie de exemplu din partea tatălui, de exemplu parental. E chiar la vârsta asta e perioada propice de a se identifica cu mine și atunci trebuie să aloc o parte din timp copiilor. Însă sunt convins că după 5 iunie va fi un proces greu, dar cred eu că fac față și voi face față responsabilă de tată, așa cum cred eu, mai bine. V-ați gândit pe finalul interviului, înainte de a vă ruga să transmiteți un mesaj electoratului, v-aș întreba dacă v-ați gândit vreo secundă la un posibil ajutor din partea, să spunem, statului de drept, așa cum s-a întâmplat la sectorul 2 cu contracandidatul dumneavoastră? Aveți cumva o gândire și în sensul ăsta, dacă mâine primarul sectorului actual al sectorului 3 ar fi chemat să dea cu subsemnatul ADN, acest lucru ar pica, să spunem așa, ca un cadou pentru dumneavoastră? Nu, nici de cum. Sunt o persoană extrem de echilibrată și responsabilă. Consider că libertatea și sănătatea sunt esențiale în viața unui om. Nu doresc să-mi construiesc o asemenea strategie de campanie pe un asemenea incident negativ care s-ar putea întâmpla actualului primar în funcție, însă spun doar atât. Toate actele și faptele care l-au însoțit până acum vor vorbi de la sine și iar organele de abilitate sunt cele mai în măsură să iau o decizie în acest sens. Nu doresc, din păcate, ca acest lucru să se întâmple și să pornesc așa cu o primă șansă în campanie. Doresc să construiesc și să am, prefer să-l am ca și contracandidat, să-l am în față în diverse, ca să spun așa, în diverse competiții televizate decât cu prima opțiune. Am înțeles. Și pe final, cum spuneam, un mesaj foarte scurt pe care l-ați transmite astăzi alegătorilor din sectorul 3. Ținând cont că sunt un om de administrație, am lucrat cu oameni și pentru oameni, cred și am convingerea că proiectul nostru pe care nu atât politic, ci cel personal, ca strategie de campanie, va fi benefic Comității Sectorului 3 și nu numai Comității Sectorului 3, ci și întregului București. Vă doresc succes și vă mai aștept cu drag în studioul nostru. Vă mulțumesc frumos!